Ajutorul social este o plată lunară acordată de stat familiilor defavorizate. În raionul Drochia, de exemplu, circa 7500 de familii beneficiază de un astfel de ajutor. Legislația care reglementează modul în care sunt acordate aceste prestații are multe lacune, spun experții. Astfel, unele familii, deși întrunesc o mare parte dintre condițiile necesare pentru a beneficia de acest ajutor, nu-l primesc. Este și cazul acestei femei din orașul Drochia, fostă victimă a violenței domestice și care crește de una singură 5 copii minori. Familia este nevoită să se descurce așa cum poate, cu un salariu de doar 3.000 de lei. De ajutor social nu beneficiez, am 5 copii minori, dar când m-am adresat după ajutor social, mi s-a spus că nu am dreptul să beneficiez, deoarece sunt fondator de întreprindere, însă această întreprindere nu funcționează de pe data de 2 mai 2016. Salariul pe care îl am nu mi-ajunge pentru a întreține cei 5 copii, sunt mamă solitară, am copil mic de 4 anișori, alt venit suplimentar nu am din altă parte. În situații similare se află mai multe familii, tot din Drochia, care au la întreținere persoane cu dizabilități. Maxim Dutko, un tânăr de 22 de ani, care în urma unui accident rutier de acum 7 ani, este țintuit la pat. Nu beneficiază de ajutor pe motiv că pensia de dizabilitate este mare, iar tatăl acestuia este plecat la muncă peste hotare. Nu îmi dă ajutor social, doar că am primit 2 ani în urmă. Nu îmi dă ajutor social, că a zis că am pensia mare. Șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei din Raion susține că orice familie defavorizată poate beneficia de ajutor social doar dacă întrunește anumite condiții. E clar că nu toți cei care depun cereri beneficiază de ajutor social, fiindcă există și un mic paradox. Spre exemplu, noi din la 1 septembrie 2013 activăm în Sistemul Informațional Asistență Socială, SIAS. Dacă un pensionar depășește venitul minim garantat pentru perioada rece anului, care este de 2631 de lei și 20 bani, cum am menționat, măcar cu un singur leu, cererea în programă eșuează și iese negativ. Adică decizia pe care o primește cetățeanul este următoarea. Nu aveți dreptul de a beneficia de ajutor social. Deci acum se iau în calcul și se calculează obiectele care statul le consideră într-un fel, să zicem, de lux. Hai să zicem următoarele. Vehicul, antenă parabolic, mașină de spălat automat, casetofon, deci cuptor cu microunde, calculator. Fiecare din aceste obiecte are un anumit număr de punctaj. Spre exemplu, vehiculul are 18 puncte. Mașina de spălat cu program automat, 11 puncte. Poți să ai venit 0, dar dacă ai depășit 91,28 puncte, cererea oarecum iese din programă negativ. Familiile tinere care nu dețin un bun imobil, locuiesc cu părinții sau plătesc chirie, sunt și ele lipsite de ajutorul social. Atunci când asistenții sociali le întocmesc ancheta sau fișa socială, acestea sunt descalificate pe motiv că nu se încadrează în lista caracteristicii și punctajului aferent pentru evaluarea bunăstării familiei. După părerea experților, legea și acest regulament privind acordarea ajutorului social trebuie să fie modificate. Cu regret, în Republica Moldova, sistemul social este subdezvoltat necesităților populației. Eu mă refer la fișa cea de evaluare a situației familiei sau a unei persoane. Dacă realitatea spune așa, ceea ce s-a aflat tine acum în posesie, și aici apare întrebarea, cu titlul gratuit sau nu gratuit? Pentru că dacă nu iese cu titlul gratuit, atunci e nonsens. Dacă iese în posesie cu titlul gratuit, atunci da, noi putem invoca faptul că lista cea are o valoare. Ți deja cineva s-o dat, tu folosești acel bun, evident, nu
situația ta este mai puțin gravă decât la cineva care într-adevăr nu are. Că fișa îți limitează oportunitatea de a ajuta acel om sau acea familie, pentru că eu mă aflu cumva la moment în posesia și nu în titlu gratuit, de exemplu, unde eu achit acea gazdă sau chirie sau locațiune, în contextul respectiv, întâmplă următorul lucru. Eu, ca să fiu în posesia, cheltuie încă bani. Cu alte cuvinte, situația mea este încă și mai defavorată. Și apare o necesitate prigentă de a ridica acest subiect, de a modifica și de a aduce amendamente la cadrul legal sau de a revizui cel puțin acea fișă. În anul 2020, Inspecția Socială, instituție care verifică corectitudinea acordării prestațiilor sociale, a făcut controale în 67 de localități din 9 raioane ale țării: Strășeni, Aneninoi, Basarabeasca, Glodeni, Dondușeni, Drochia, Soroca, Sângerei și Nispăreni. Astfel, a constatat mai multe nereguli privind acordarea ajutorului social pentru anul 2020, iar cei care au primit ajutor sociale fără să le merite au fost ceruți să restituie banii la stat. Eu încă așa e după legii, eu niciodată nu mă spun legii. Când zic, Doamne firești, de greșesc să ai treabă cu legea, cu stat, serios. Zic eu mai bine sărac și curat, chiar prinies în pensie așa l-o și am întors și na. Doamne firești să ajungi la copii, au și ei problemele lor, au familiile lor. Cum să șer eu? Dar eu am pensie 1000 de lei. Eu am avut 920 și mi s-au adăugit, am 80 de lei la pensie și am 1000 fix. Și plătesc comunale 700 și abar și trăiești. Da, 24 de ani am lucrat la grădiniță eu. Controlul Inspecției Sociale a arătat că în anul 2020 au primit nejustificat ajutoare sociale 88 de familii din orașul Drochia, satul Mândâc, Drochia, Șuri, Sofia, Ochiul Alb și Nicoreni, în valoare totală de 120.800 lei, pe care au trebuit să le restituie în visteria statului. Suma spre restituire e 116.900 lei. În noiembrie anul 2020 am avut o inspecție de la Inspecția Socială, prin care au fost verificate 7 primării, deci Mândâc, satul Drochia, Șuri, Sofia, deci orașul Drochia, Ochiul Alb și Nicoreni, și prin care s-a verificat profilul persoanelor care sunt plecate peste hotare și deținători de terenuri agricole. Noi când când perfectăm documente la ajutorul social cu oricare familie din raionul Drochia, noi parafăm un acord prin care solicitantul, deci persoana care este desemnată din cadrul familiei să depună pachetul de documente, semnează acest acord cu noi, prin care se obligă să ne anunțe pe perioada duratei cererii despre orice modificare care survine. Problema e că de multe ori familiile care beneficiază de ajutor social primesc la mână decizia cu privire la acordarea ajutorului social, nu mai citesc care sunt prevederile și nu mai iau în calcul toate momentele care sunt acolo prevăzute. Și din considerentele astea apar astfel de probleme. Sau, spre exemplu, am avut într-un sat așa un caz când inginerul cadastral ne-a eliberat certificat de suprafața terenului agricol care o are în mărime de un hectar și doi ari. Când a venit Inspecția Socială și a verificat, s-a văzut că familia în cauză are 3 hectare și 20 de ari. În program se calculează și venitul de la pământul pe care familia îl dă în arendă. Suma în cauză care se calculează se împarte la 12 luni și se adaugă la venitul familiei care îl are din alte surse. Deci, eventual, nu este nicio vină a noastră, a direcției, a asistenților sociali, pur și simplu scăpare din partea beneficiarilor.
În total, în urma neregulilor depistate în cele 9 raioane din țară, urmează să fie restituite în bugetul de stat circa 2 milioane de lei. Cea mai mare sumă revine raionului Nisporeni, circa 940 de mii de lei. În ceea ce privește raionul Drochia, toate familiile care au primit nejustificat ajutoare sociale de la stat deja au întors banii. În prezent, doar o singură familie din Drochia a rămas datornică statului cu circa 2 mii de lei, pe care trebuie să-i restituie până la sfârșitul acestui an.